Vreau să vă întreb ceva. Acum 7 ani, pe vremea asta, la 05 cu sportul studențesc, l-ați demis pe Cristea, l-ați dat afară și l-ați adus pe Sabău. Da. Vă gândiți totuși că ăsta e cel mai mare scor primit de Gloria vreodată acasă, să schimbați antrenorul? Eu mă gândesc, dar nu, președinte Leonore, schimba antrenorul. Mă rog, vă gândiți că ar trebui schimbat antrenorul? Să propuneți măcar, nu știu. Spun, v-am dat răspunsul foarte bine, dacă aveți urei să auziți și să judecați. Am spus-o. Nu eu sunt cel înditui să-l dau afară. Dar se impune dacă acum o schimbare? Dacă aș fi fost președinte, da. Eu acum îl dăm. Se impune acum o schimbare? Poftim? Se impune acum o schimbare? Sunt întrebări de astea care știi că nu se răspund. Dar ați făcut de multe schimbări astea, șoc la echipă, nu știu ce? Am făcut. A depins de mine. Deocamdată nu depinde de mine. Dar de cine depinde? Depinde de președintele executiv. Nu știu dacă președintele executiv nu se gândește la treaba asta. Mi-aș zice că dacă ar fi fost președinte astăzi, v-ar fi dat afară. Păi ce trebuie să mă dea plec eu? Nu, dar nu sunt. Deci nu, nu pot să-l dau afară. Eu plec, nu trebuie să mă dea afară nimeni. Adică și ce trebuie să facă Nejan? Că m-a adus să-mi dea banii, care are să-mi dea. Și mă plec. Înțeleg, asta trebuie să facă, nu că mă dă afară Nejan. Ce să mă dea afară Nejan? Deocamdată, înțelegi? Dacă aș fi președinte, ți-aș da și banii. Ah, ar fi foarte bine așa. Sigur, ar fi în regulă. Dar nu se pune problema. Problema este că... Tu crezi că mie îmi convine umilința asta, mă? Știi ce mi-au zis toți când a văzut echipa? Pleacă. Și am avut cura să rămân. Da. Înțelegi? Toți a zis, pleacă. Și eu l-am încurajat să nu plece, pentru că am avut în vedere faptul că a avut atâția ani aici contribuție la echipa asta, ca jucător și ca antrenor. A venit sunteți de aici, domnilor, și vă spun un lucru, poate că nu l-am spus niciodată. Nu mi-e rușine până la meciul de astăzi de ce am făcut aici. Încă o dată vă spun. Am salvat echipa de la retrogradare, ne-am dus cum ne-am dus, că știți foarte bine, s-au vândut 11 jucători. Am promovat cu niște jucători care, la rândul lor, încă 15 au plecat și vreau să facem echipă într-o lună și jumătate. Asta trebuie să le apreciez dumneavoastră. Nu se poate, sunt eu slab, îi las și plec. Problema cea mai gravă e și o să fie în regulă să-i place din să pepe. 15 goluri de meci. Și noi, da, eu personal mă străduiesc să nu vezi din Pepe. Bănuiesc că astăzi a treaba asta. Dar vă ieșiți și voi din Pepe, îl obligați și pe el, el are stresul mult mai mare ca mine, că asta e cariera lui. Acest 5-0 și acest rezultat care trebuiază e în spatele lui și e normal să fie. Am vrut să plec după ce am promovat? Da. Am vrut, domnilor, să plec. Le știți, am vrut să plec. Și acum e o decizie la nervi sau sunteți chiar hotărât să plecați? Nu, cine, voi știți că am mai semnat încă 3 ani? Știți lucrul ăsta? Nu-l știți. Încă 3 ani am mai semnat. Nici președintele, fostul nu știe. Eu am mai semnat încă 3 ani, dacă vă interesează. Și dacă vreau plec, dacă nu plec, îmi spuneți voi. Păi puteți să scrieți de mâine, în fiecare zi, să plec și tu nu plec. Ați înțeles? Și eu păstrez contractul, respect contractul. Dar nu prea mai pot. Nu mai sunt cu nervii la pământ. Da, de adevărat că copilul ăsta poate n-a greșit. Contractul... Dar m-a auzit urlând pe acolo, a venit, hai că așteaptă Digi. E și dacă așteaptă Digi ce? De ce nu să n-aștepte Digi? Da. Da, adevărat că aveți un contract, e adevărat că aveți un contract de 7000 de euro pe lună? Eu? Da. Așa știți? Nu vă întreb, dacă e adevărat. Nu este adevărat. Păi cum să mai am 7000 de euro când ăștia au 200, 300? Gata, s-a dus. Da, ți-a avut atâta? Nu, și astea am avut. Și ați încasat? Nu. Păi, sunt mărturi. N-am luat niciun ban. Și spuneți că a semnat încă 3 ani. Puteți da. Spune și pe ce sumă? 3000. Pe lună? Da. Și a spus ceva clauze? Nici o clauze. Ce clauze? Ceva condiții, nu știu, să aducă jucători, promovezi. Să n-aducă jucători. Dacă promovezi. Păi nu. Situația este în felul următor. Dacă în vară nu reușim să facem o echipă care să poți să promovezi, să denunțe contractul de comun acord. Asta a fost clauza cea mai importantă, pusă în contract. Deci în vară, acum, când se termină campionatul, dacă nu, eu nu cred că echipa pe care o să o am la dispoziție este aptă să promovăm, am plecat. E în regulă? Jucătorii cu moralul la pământ, bă. Poftim? Jucătorii cu moralul la pământ. De ce nu înțelegeți? Stancu, nu juca la Timișoara, juca în Liga 3-a, domnilor. În Liga 3-a. Și de ce din Liga 3-a din Timișoara sunt buni fotbaliștii și din Liga 3-a din Bistrița Năsăud nu? Care să ia? Dă-mi tu. Măi, hai să fac cu tine, jucătorii că care... tu știi cel mai mult fotbal știu. Dintre toți. Bă, știu. Ia fă-mă tu o echipă care să o bagă acum la următorul meci. Fă-o tu. O fac. Adu-mi-o pe hârtie
și aia o bag. Dar ți-asum responsabilitatea? Da, așa cum v-asum așa noastră, da, 0,5. Păi, dacă, păi dar ce, ce responsabilitate v-ați asumat că ați luat 0,5? Care e responsabilitatea? Că ați semnat pe încă 3 ani, da. Cu 7.000. Nu cu 3.000. Mi-asum și responsabilitatea, mă lăsați? Am 7.000. Da, asta mi se pare da. Mult, nu vă supărați pe mine. Mie mi se pare 3.000 ți se pare mult? Eu vă spun că... Așa v-am întrebat dacă e așa sau da, spun eu. A depășit toate limitele să loviți un ziarist în Bistrița, mi se pare inacceptabil peste toate limitele bunului simț. Că ați aruncat cu targa, că ați făcut ce ați făcut, ne-am distrat. Dacă ați lovit un ziarist, mi se pare grav de tot. Și eu din momentul ăsta vă cer de emisia în fiecare zi și în fiecare secundă și în fiecare rând pe care în fiecare scriu. Moment da, care da. Mi cer tu, ar fi bine să presi unde da. Au la pun și pe tine. Okay. Ai înțeles? Asta e cea mai clară treabă. Ia ușor și okay. pleacă. O să vedem cine o să plece primul. Ușchește-te păi, și du-te. Deci du-te că ne-am plictisit de tine. O să vedem cine pleacă primul. Du-te! O să vedem cine pleacă primul. Păi, du-te. Du-te cu Dumnezeu, da? Adi, mă, ascult. Du-te. Hai să mergem. Dacă ți-a ajuns tu, să loviți ziariști în vizită. Băi, pleacă, tu n-auzi? Pleacă! Pleacă să nu te iau, că-ți rupi în donul ăla. Adi. Hai, ușcheală! Băi, Adi. Băi, n-aie. Cară-te! N-aie, potolește-te. Cară-te și scrie ce vrei, băi, căpățână mare. Ce vrei tu scrie? Ai auzit? Okay. Hai, ușcheală! Să nu te mai văd, băi. Potolește, du-te de aici, mă, gata, ta te-am luat. Cară-te, mă, să nu te mai văd! Vrei să intri în pușcărie? Du-te și bate! Du-te și bate și intri în pușcărie!